Mai avem două gale. Și apoi finala. Două. Ce puțin. Suntem a șasea lună de concurs. Jumătate de an. Da. Jumătate de an departe de tot ce ați crezut voi că înseamnă familie, prieteni, locurile cu care vă obișnuiserăți, casa, acasă, pentru șase luni, acasă a fost mireasa. Voi știți cât de greu v-a fost sau cât de ușor, cât de fericiți ați fost sau sunteți sau nu. Și dacă o să transformați experiența asta în anul vieții voastre. Sunt foarte curioasă cum au votat telespectatorii, așa spre finalul concursului ați văzut că s-au tot schimbat clasamentele. Și o să începem cu mama favorită, după o săptămână în care nu a fost foarte mare liniște în dormitorul mamelor. Ați văzut și astăzi, ați văzut și ieri. Sunt lucruri acolo de spus. Cu 63,74%, mama săptămânii este... Doamna Ermina! Mulțumesc de tot! Felicitări! Mulțumesc mult de tot! 63%! 60, da, a fost de deci această dată un procent mult mai mare decât cel obișnuit, că întotdeauna a fost umăr la umăr. Deci scandalurile merg. Să văd. Bravo! Mă bucur. Nu știu. Ba da. Nu știu ce să eu le mulțumesc din suflet că apreciază acest lucru. Lăsați că și... ați fost săptămâni întregi mama săptămânii și nu cred că ați fost ați primit acest titlu că vă scandalizați prin casă. E, nu era scandal. Nici vorba. Vedem care sunt favoriții în casa mireasa și am ajuns la categoria băieți. Băiatul săptămânii cu 50,76%. Care a fost procentul săptămâna trecută? Și amintește cineva? La băieți? Nu ți amintești, Mihai, că 41. Cât? 41. 41. 50,76 acum, iarăși mai mult decât săptămâna trecută. Și peste 2 milioane de voturi. Băiatul săptămânii este Mihai. Mihai, ai un mesaj pentru fanii tăi care te votează în număr atât de mare săptămână de săptămână? Nu pot să le mulțumesc în vorbe. Cei care mă susțin cu siguranță știu că apreciez că au avut faptul că au avut încredere în mine, mai ales atunci când nici eu nu am avut-o. La fel a avut și Bianca și îi mulțumesc și ei la fel, în egală măsură. Și am ajuns la categoria grea, ca să spun așa, nu că ar avea ele, Doamne ferește, nu o luați ad literam, dar pentru că așa putem să vedem cine pleacă acasă. Primele două concurente, numele de aici din plic, primesc imunitate. Vă reamintesc faptul că Claudia e pe picior de plecare pentru că a fost nominalizată în majoritate. Vreau să vă spun că topul fetelor a fost extrem, extrem de strâns. Strâns, cum să vă zic, aproape că la procent. Cu 26,9% fata săptămânii este, așadar locul întâi. Mădălina.
Adelina este fata săptămânii, are imunitate, locul al doilea și iarăși imunitate cu 25,50%. Ștefania. Mulțumesc mult, vă iubesc.